Like what it do, ayy. I just put a little shawty swerving in that coupe, ayy. She keep fighting, let nobody put it on the truth, ayy. Suck the effect, Chuck. She brings you a new video clip. Astăzi, după cum puteți observa, sunt pe Instagram-ul meu, ok? Și poate vă întrebați, bă, Jimmy, dar ce cauți pe Instagram-ul tău, gen că, na. Ei bine, voi reacționa la câteva videoclipuri din vara 2022, ok? Pentru că vara 2022 a fost cea mai tare vară, efectiv, cea mai tare vară, nici nu se pune problema. Așa că înainte să începem acest videoclip, apăsați pe butonul de like, subscribe, subscribe clopoțelul, follow pe Instagram la adresa îmi nume Jimmy, link în descriere, așa că hai să mai stăm la vorbă și hai să-i dăm drumul. Nici nu știu cu ce voi începe, cred că voi începe cu acest videoclip. Ok, deci cum mă pregătesc de plecare, ok. Mamă, frate, eu nu înțeleg cum mă filmam așa, nu înțeleg, gen. Deci, la pregătirea asta, frate, cum mă pregătesc de plecare, wow, wow. Mamă, frate, stai așa că deja am început. Ok. Mamă, ce tranziție, frate. Și efectiv n-aveam șiretele legate. Și șapca pe cap. Ia uite. Da, mă, e ok, gen, adică chiar e mișto. Și pe melodia asta, gen, mișto, chiar mișto. Ok. După începem partea a doua. Deci, practic, seria asta a durat doar 3 videoclipuri, gen, 3 videoclipuri a fost, da, nu-mi găsesc cuvintele, gen. Gen, seria asta a ținut doar, nu știu, câteva zile, nu știu, când le-am filmat, când așa, când le-am postat. Sunt în total 3 videoclipuri, ok? 3 videoclipuri. Deci doar 3 părți în seria asta, să zic. Deci asta e partea a doua și na. Mă pregăteam, gen, acum aveam aici degetul, gen, degetul aici ca să opresc filmarea, gen. Și ca să fac tranziția, gen. Și aici, în caz că vă întrebați, gen, unde plecam sau așa, plecam spre Brașov, gen, pentru că eram efectiv îmbrăcat în același, nu știu, articole sau ceva de genul. Adică același outfit, să zic așa. Da. Și asta și boxeta. Și dacă stau să mă gândesc că eram puțin mai gras atunci, gen, adică... Iară tranziția. Mamă, și după m-am dus pe spate, gen, adică... Ok, șapca. Da, mișto, sincer. Și următorul videoclip postat tot atunci, gen, 12 august 2022 și aici, tot august 2022. 12 august, vreau să zic. Deci, practic, na, bine te-am găsit, Brașov. Gen... Chiar... Da, și acum nu știu ce arătam, adică arătam peretele ăsta sau... Și ce bine mi se mișca, gen, camera. Da. Ok, asta este o postare din 30 octombrie, hai că da. Ok, asta e... Outfit-uri. Dar stai, am uitat ceva. Portofel. Și ce conține acest portofel? Adică ce este în el? Da, un leu, da.
ați văzut acolo unul. Nu comentez. Ok. Oh, aleu, știu ce videoclip e ăsta. E cringe rău ăsta. Și da, gen, există și câteva videoclipuri cringe. Gen. Bro, ce naibă? Bro, ok. Dar dacă stau să mă gândesc, tranzițiile sunt ok, gen. Chiar sunt ok, sincer. Sunt foarte bine făcute. Ne mai uităm o dată. Da, acum gen tranziția, după o secundă sau ceva de genul. Și aici, frate, mai ok. Și aici, frate, n-ai ce să zici, gen. Ăsta, outfit 3, nu vreau să mă uit la outfit-uri, sincer. Alt ăsta, doamne. Ăsta e mai cringe. Și dacă vă întrebați ce era aici, era gen stilou. Efectiv era un stilou. Deci era un stilou și acolo e efectiv ca manualul ăla de vacanță, cartea de vacanță, gen. Gen și bro, ce naiba. Ok, ia ăsta. Bro, și Oppo, mamă, ok. Și câte tipe în jur, nici măcar nu le compar. Tu ai ceva special. Bro, nu-ți mai rupe gura, mă. Bă, du-te, n-ai. Acel moment când vrei să filmezi ceva pentru Instagram, dar nu-ți iese. Și știu ce se întâmplă, gen. Sunt cu fanii mei pe scenă și trebuie să dau tot. Între noi sunt două luni. Doar iubirea ta face minuni. De oameni mari de... Da. Deci eu normal trebuia să fac cover-ul ăla, să zic așa, da. Ok. Hai să ne ducem mai sus. Hai la ăsta. Ce e asta, gen? Adică eu normal trebuia să, gen, acum, vreau să spun, de fapt, cum a ajuns să fie postat videoclipul ăsta, gen, pentru că, efectiv, na, gen, practic, vreau să folosesc melodia asta și filtrul ăla și atât. Gen, efectiv, un motiv destul de basic. Ce doamne. Altul. Aolo, alo, alo. Ești în club, dacă spune? Stai, cum mă sună mama, stai așa. Aolo, doamne. Ok. Ia, hai că de aici începe, deci de la videoclipul ăsta, începe seria cu copilul și familia sau orice altceva gen. Ce? Mamă, frate, câte... Mamă, câte... Ia, ce... Aceste carioci... Bro, ce naiba? Splendide și extrem de bune. Foarte... Tu atât ce-ai luat? Mi-am luat și aici foarte puțin. Foarte puțin, gen. Copile, știi că... Mamă, de ăsta... Videoclipul ăsta chiar e mișto, sincer. Are picioare scurte, nu? Da, tata, știu. Și atunci de ce nu spui adevărul? Că eu știu tot. Am aflat și adevărul. Tu de ce nu spui? Dar nu înțelegi că n-am făcut așa ceva. Cum să nu-ți crezi propriul tău copil? Copil, cu mine nu merge. N-ai cum să mă păcăiești. Nu, no, deloc. Dar știu. Uite, facem altceva. Dacă îmi spui adevărul, nu o să te bat. Da, sigur. Ți-ai spus mereu și tot m-ai bătut. No, acum chiar este adevărat, nu o să te bat dacă spui adevărul. Deci, zi, ai fumat? Zi repede. Da. Bravo, vezi? Acum o să faci mă cumva. Nu o să știe maică ta ce faci. Și când mai
Cam așa? Să mi iei și mie un pachet și o bere. Am înțeles. Ok. Ce ai zis, copilul? Nimic, am zis să de caldă bere să fie. Bine. Bine, hai, du-te. Doamne, ăsta chiar a fost gen videoclipul ăsta chiar e, doamne, ia ăsta, ame ce te grăbește tata, dacă tu nu te grăbești, mamă, și videoclipul ăsta chiar e mișto rău, gen e tare, frate. Hai odată copii, că a trecut jumătate de oră, hai mai repede. Și m-am gândit, gen, videoclipurile astea, frate, se efectiv gen... bombă. Practic, eu o să fac în fiecare vară, o să continui seria asta cu copilul și așa, în fiecare vară. Acum toamna, dacă mai e așa puțin, cât mai e cald, dar după 9 mai o să rămân iară inactiv pe Insta, decât puține story-uri așa. Deci, practic, seria asta cu copilul va continua vara asta, gen. Stai, potor. Doamne. Mamă, cu cât parfum mă dădeam? Ciustu, că what? Nici acum nu te-ai pregătit. Ciustu! Nu mai mergem. Hai mai repede. Ni-ni-ni-ni. M-am încălțat. Doamne, dă putere. Hai odată să mergem. Hai. În sfârșit, mergem și noi. În sfârșit, mergem și noi, frate. Ok. Alte videoclipuri. Ok, vreau să trec peste videoclipurile astea. Acum trecem la partea de galat, gen. Ba nu! Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, trecem la Galați acum. Că gen, ba nu. Stai bă, că noi deja o dăm, bă, deja o dăm în 2023, era... Bro, 2022, bă, nu 2023. 7 ianuarie 2023, frate, eu am crezut că e 2022, nu 2023. Ok. Noi așa, 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 mamă, 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 un cat aici curat. Ok, da, nu știu, cam atât. Acum v-am arătat unele dintre cele mai tari videoclipuri care le-am făcut eu în 2022, vara lui 2022. De fapt mai am unul ăsta. Bun, deci m-am pregătit, m-am tuns, m-am zis sexy, arată foarte sexy. Ok, hai să mergem. Azi trebuie să mă duc la muncă, hai. Da, tata, dar nu pot să rămân cu mama. Nu pot să rămân cu mama pentru că azi are treabă. Noroc. Bine. Ala. Gata, te-ai încălțat? Da, hai să mergem. Bun, hai. Bun, deci m-am pregătit. Da, cam atât și cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu știu, gen, practic, mai sunt videoclipuri, adică, da, mai sunt videoclipuri prin 2022, nu-s toate, adică, practic, v-am arătat câteva, așa că, cam atât și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, iar, desigur, că ne vedem data viitoare, pa, pa!